timpurile noastre există metode uimitoare de tratament dentar și parodontal, însă cel mai important element, de multe ori neglijat în sănătatea dinților, îl reprezintă prevenția. În această idee are o deosebită însemnătate grija pe care le-o acordăm dinților acasă. De ce? În cabinetul stomatologic, în mod ideal, mergem doar de 2 ori pe an, deci ceea ce facem în mod uzual acasă, zilnic, este ceea ce de fapt contează pentru sănătatea danturii. Când lucrurile ne scapă de sub control și nu venim la igienizări profesionale la 6 luni, nu ne îngrijim dinții acasă, ne asumăm o serie de efecte negative, de la afecțiuni parodontale, implicit pierderea dinților, până la afecțiuni cardiace, pulmonare, diabet și altele. Organismul nostru funcționează precum piesele de domino, iar grija pe care o acordăm este răsplătită cu sănătate deplină pe care ne-o dorim negreșit. Amintește-ți să speli dinții de 2 ori pe zi, iar măcar o dată, la periajul de seara, să adaugi și mijloacele auxiliare de care discutăm de fiecare dată în cabinet. În concluzie, în loc să te întrebi dacă este mai eficientă periuța manuală sau cea electrică, programează-te la o igienizare profesională care te va ajuta să stabilești standarde în ceea ce privește sănătatea dentară și la finalul căreia vei primi un protocol personalizat și explicat pas cu pas, atât din punct de vedere al produselor, cât și al tehnicilor direcționate nevoilor tale.